Salut, stupare din Republica Moldova și din România. Luni, 19 septembrie 2022. După câteva zile cu ploi, rece și chiar frig, aș spune. Azi o zi mai cu soare. Este rece. Avem la moment 16 grade în termometri. Albina a zburat un pic acum vreo 2 ore în urmă. Acum este ora 2 după masă, pe la ora 12 a ieșit albina. Zboară și acum. De dimineață nu-și dădeau rând cu albinuțele cu polen pe pișoruță. Acum văd că vin mai puține, poate prind vreo una, știu eu. Uite acolo cu un polen alb una. Și mai aduc un polen galben, uite asta tot alb. Dacă se vede, nu știu. Un polen, uite acolo mai multe vin. Un zbor așa din când în când câte o albinuță. Și mai aduc un polen portocaliu, așa galben în portocaliu, nu știu de la ce o fi. Două feluri de polen am văzut. Totuși mai aduc ceva polen, puțin de tăt. Și am zis că dacă un pic s-a făcut vreme, să fac și o filmare, să mă uit și eu, să mă uit că n-am fost prin sub de vreo săptămână, să mă uit ce puiet mai am, pentru că încă e de vreme, adică de vorbit, dar eu personal, ultima ramă cu puiet care este în stup, o scot din stup înainte de a face tratamentul în lipsa totală a puietului. Adică mai durează până atunci, vreo 2 săptămâni, cred, sau poate și mai bine. Acum depinde de zonă la fiecare și ce are în stup. Și am zis să deschid un stup, să vedem. Să vedem cum se prezintă. Săptămâna asta se anunță doar azi zi mai caldă, după aceea 12 grade ziua. Noaptea 6-8 grade. Destul de rece. Probabil și măcile au sistat ponta sau au redus-o, știu eu. Așa. Și avem aici rama mărginașă. Mere și celule cu păstură. Să vedem și mai departe. Altă ramă. Probabil a fost puietul aici, o eclozat. Înapoi. Nu mai vedem pontat, coronița slabă, rama respectivă va fi scoasă din... Uite aici câteva celule cu puiet căpășit care urmează să eclozeze și din coașe, atât, în urmă, gata, nu o să mai vede puiet. Aici avem matca, cât s-o vedea, nu știu, probabil se vede, marcată cu alb. Uitați-vă cât de bine se vede vopseaua. La filmulețul care l-am postat eu acum vreo 2 săptămâni în urmă, mai mulți mi-au spus, chiar și domnul Iulian Bobocea, că să mai ștergi vopseaua asta și după aceea... Adică pot să greșesc spunând că matca a fost schimbată. Ca să nu se șteargă vopseaua, e simplu de tot. În momentul când am luat noi, uite, am luat markerul dat, înăuntru avem vopseaua asta pe bază de apă și avem biluța care trebuie foarte, foarte bine agitată vopseaua ca să se amese bine, bine cu apa care este acolo, că e o vopseaua pe bază de apă.
După aceea și fac eu. După ce o agit bine, bine, bine ca să amestece, apăs un pic ca să iasă, iese așa o vopsea mai răruță, să spunem, mai apoasă, ca după aceea iese o vopsea mai grosuță, mai consistentă așa. În momentul când ai marcat cu vopsea așa consistentă, nu se șterge. Nu am avut așa probleme ca să șteargă. Chiar dacă se mai șterge un pic, tot una se vede bine că vopseaua chiar și anul ăsta am avut și măci din 2019. Parcă mai am una, două în față, nu știu, că nu am verificat tot stupii de măci pentru că a venit și vremea asta proastă. Dar asta ca un sfat. Trebuie de agitat foarte, foarte bine. Este ea biluța dinăuntru să, cu ajutorul biluții să se amestece bine vopseaua în marker, când marcați, nu doar cu apă chioară. Adică așa, ce avem aici? Avem foarte multe albine cu capul galben, adică presează polenul în celule. S-a adus, vă spun, cam două ori a venit polen destul de frumos în stupi. Acum s-o mai, uite aici, albinuțe cu polen, s-o mai rărit albinuțele cu polen. Și ce avem? Fiindcă am găsit aici matca, logic ar trebui să fie și ouă. Nu se vede nici un ou. Eclozează puietul și în urmă nu se mai vede pontat nimic. Uite aici o porțiune foarte mică, câteva ouțe. Puține de tot. Nu știu, 10-20 de ouă aici, nu știu cât, dar puține de tot. O ramă care probabil tot va fi scoasă, pentru că are coronița destul de slabă. Altă ramă. Ce avem aici? Avem ceva puiet căpășit, cât s-o vedea, și larve care se căpășesc acum. Așa, ouă tot nu văd. Nici pe partea asta nu văd ouă. Doar acolo câteva ouțe. Hai să vedem mai departe. Așa, ce avem aici? Nu mai avem puiet. O ramă, coronița pe jumătate. O ramă care clar rămâne pentru iernat. Aici câteva celule care iarăși eclozează puietul și în loc nu este nimic băgat. Ou sau larvar. Presupun că cam aici ar fi puietul. Vedem mai departe. O ramă, jumătate de ramă, sau mai bine de jumătate de ramă, căpăcită. În jos ceva mai licărești, probabil și-o mai adus ele de pe marginașă. Puțin de tăt celule, adică cu miere necăpăcită. O ramă cam 70% căpăcit. În jos puțin. Celule cu miere fluidă, adică miere necăpășită, adică altă ramă, vedem aici și polen. Nu-mi dau seama ce se vede în filmare pentru că lucește soarele în telefon, dar probabil se vede păstura, rama mai mult de jumătate cu hrană glucidică. La fel, hrană proteică, hrană glucidică, pe partea asta mai puțină hrană glucidică. Și ultima ramă, să vedem ce avem pe dânsa.
Și avem, uite, de pe partea exterioară a ramii, albinele au șcărat hrana de aici. Pe partea asta mai este. Adică rama dată va fi scoasă din cuib clar și din toate ramele care sunt în cuib, voi alege 6 rame care sunt pe jumătate sau mai mult de jumătate cu miere căpășită. Eu de obicei mierea care nu este căpășită nu o iau în calcul și va fi format din ramele respective, va fi format cuibul pentru iernare. Acum nu fac nimic, nu fac nicio restrângere, nimic. Las să eclozeze tot puietul ăsta și după aceea ramele respective vor fi date afară, la rezervă, adică. Uite, cam asta e. Cam asta e situația prin stupi. Rama care am scos-o, la fel, o ramă bună pentru iernat. Adică din toate astea 10, oricum, 6 rame le voi alege care, pe care vor ierna albinele. Tratamentul cu amitraz, vreau să spun, l-am schimbat miercurea trecută, acum 5 zile în urmă. Adică am scos benzele care au stat 2 săptămâni și am băgat alte benzi impregnate cu amitraz. Acarieni mulțișori. Anul ăsta cad. Am un stup. Unii fac observațiile pe el cam în fiecare zi. Nu că cam în fiecare zi. În fiecare seară verific câți au căzut. Nu este zi să nu cadă niciunul. În fiecare zi 5, 6, 7, 8. Cam așa. În fiecare zi și cad și cad. Adică sunt acarieni. O să deschid și un stup care e pe un singur corp. Adică e tot familie. Acolo sunt pe 2 corpuri. Un corp va fi corpul de desubt cu ramele de rezervă. Va fi dus mai târziu la depozit. Să deschid și unul. Să vedem ce albină, adică este. Pentru că acolo fiind 2 corpuri, mai este și albină pe corpul de desubt. Aici e clar. Și albină vom vedea. Cam asta albină este. Pentru că la zbor este foarte, foarte puțin albină acum. Și să vedem. Și este uite într-un stup de felul ăsta. Penultima ramă. Cam așa se prezintă. Hrană glucidică mai bine de jumătate căpășit. În jos puțin, hai să spunem 100 de grame poate de miere care nu este căpășită, care albinele vor consuma acum recent și pe o parte și pe alta, așa e așa treabă. Eu personal mă strădui să intru în iarnă cu cât mai puțină miere necăpășită. Așa, rama mărginașă, se vede de pe aici, albinele au luat și au dus în cuib. Mai au puțin, nu discăpășesc toamna, încă o dată spun, albinele singuri știu ce au de făcut. Pe partea asta a căpășit aproape până jos toată rama. Altă ramă la fel. Miere căpășită până la jumătate. Aici ceva urme de puiet căpășit. Se vede cum eclozează, adică câteva celule chiar acum eclozează albinele. Se cam duce puietul, încă o dată, în familia precedentă și am văzut, un 20-30 de ouă știu eu cât și, nu știu cât, să fie 100-200 de larve acolo. Altă ramă
mai bine de jumătate căpășită. Aici, cam pe jumătate, celule cu polen, păstură, ce-o fi. Uite aici matca, uitați-vă cât de bine se vede, marcată cu alb. Și dacă vin peste 2 ani de zile, exact așa o găsesc marcată, nu se șterge vopseaua. Și avem aici, am văzut matca, dar ouă nu văd. Ceva urme iarăși de puiet la eclozare, ba nu, aici nu-i puiet la eclozare, se căpășesc larvele aici, în centru. Câteva celule cu larvi adulte care se căpășește. E clar, de acum puiet puțin de tăt. Pe aici câteva ouă văd. Iarăși puțin de tăt. Uite, cam așa ea. Cât să spun eu, o jumătate de palmă ca suprafață. Dacă avem ouăle astea și albinele iau în creștere puietul ăsta, ouăle de atind, probabil îl vor crește. Aici așa va fi ultimul puiet care îl voi scoate aproximativ peste 2 săptămâni. Când va fi căpășit, îl voi scoate din stup. Și aici ceva puiet. Puțin. E clar că dacă avem de acum cam de o săptămână și mai bine vremea reșii, nu am mai pontat matca acum. Trebuie unii și unii. Mai găsim așa câte un petic de puiet. Aici gata, puiet nu mai vedem. Ramă aproape pe jumătate cu miere căpășită. În jos miere fluidă. Probabil o ridic în sus și mai căpășesc ele, dacă mai căpășesc acum. Iarăși, din toate ramele care le vedem aici, vor fi aleasă 6 rame. Uite, ramă bună pentru iernat. 6 rame pe care vor ierna albinele. Restul la depozit pentru primăvară. O ramă mai ușoară, probabil l-au luat, albinele au mai consumat de aici și au dus în zona cuibului. Și asta chiar mai ușoară încă. Câteva celule de puiet căpășit, foarte puțin. Pe partea exterioară, câteva celule de puiet căpășit, cum o fi ajuns matca tocmai exterior se ponteze. Miere pe partea exterioară nimic, au cărat atât. Și aici probabil tot o duc unde au nevoie. Cam asta e albina, asta e hrana. Hrana ajunge și albina pentru 6 rame la fel mi-ajunge. Unde nu o să fie de ajuns, adică după restrângere, voi vedea peste vreo 2 săptămâni, poate mai bine de 2 săptămâni vedem. După restrângere, unii va mai trebui albină, voi mai desființa ceva familii, voi unifica ca să intru cu familii, toate familiile pe 6 rame în iarnă. Cam în felul următor. Adică și este puiet și avem maxim în 3 săptămâni de zile, nu vom mai avea puiet prin stupi. Dacă acum
avem 19, adică 10, cam în 10, 10 octombrie, la noi, cam ciuciu cu puietul. Mă bucur. Lucrul ăsta mă bucură, e un lucru bun. Pentru că albina de iernat nu va fi antrenată în creșterea de puiet, nu va fi uzată. Iar puietul tardiv, puietul care eclozează târziu, totuna nu este viabil și uneori nu reușește la noi să-și facă nici zborul de curățări înainte de iernat. Nimai vorbind că nu mai are timp să-și facă corpul gras. Și atunci degeaba mai este crescut un puiet târziu, consumat și resursele din stup, adică hrana, plus și uzura albinilor. Uite, aici este stupul și am vrut să arăt stupul pe care îl monitorizez. Verific în fiecare seară și păduc îmi cad. E un stup cu fund, cu colector de polen în fund. Și doar scot aici, dacă cade păduchiul, albina nu poate să-l scoată, pentru că are plasa așa e prin care trece gratia colectoare de polen. Să vedem de aseară până azi. În fiecare seară mă uit și curăț aici. Și văd acum, văd, uite, aici unul. Mai mișcă ăsta încă. Unul. Aici unul. 1, 2 și cam atât azi. 1, 2. Este 2 păduchi de aseară de la ora 7 până în seară mai cad, probabil fiind acum ora 2, 2 și un pic de acum, mai sunt 5 ore până la ora 7, mai cad el 1, 2. În orice caz, să spun așa, este ziua cu și mai puțini păduchi căzuți. Până acum, chiar după cum vă spuneam, 5, 6, 7 și 8 în fiecare zi. Și cu cine am vorbit, tot păduchi sunt mulți. Chiar azi m-a sunat domnul Grigore Scutari. Mi-a spus la telefon că de acum sunt apicultori care numără albinile pe rame din cauza păduchilor. Din cauza păduchilor, din cauza nehrănirii albinilor, nestimulării și așa mai departe. Dar din ce și mi-a dus domnul Scutari, varoa este destul de mult anul ăsta, adică acarieni destul de mulți. Și nu numai domnul Scutari, noi în fiecare seară și discutăm pe grupul Iotuș Albina. Cam aici e subiectul la ordinea zilei cu tratamentele și păduchii. De fapt, cam asta este acum la moment, când au fost cu stimulările și cu turta proteică. Acolo era subiectul acum cu tratamentele. Ce să vă spun? Am văzut și eu și prin stupi. Mulțumit. Mulțumit ca hrană, ca populație și ca suprafață ocupată de puiet. Sunt mulțumit de ce și am găsit prin stupi. Acum ce să spun? Prin stup nu avem și eu personal nu am și pașii până nu iese puietul respectiv ca să pot scoate 4 rame la fiecare stup care or fi mai goluți de miere, să le scot, să le duc la depozit. Asta mai aștept să eclozeze puietul și tratament în lipsa totală a puietului. Cam asta o mai rămas să facem. Nu e un lucru destul de greu și nu e un volum mare de lucru, adică nu e manoperă mare. Plus trebuie să scot corpurile astea cu ramele care sunt la rezervă din corpul 1, adică corpul de la parter, cum ar veni acum, să le pun la depozit, dar asta mai târziu, pentru că pentru săptămâna viitoare au promis ăștia de la meteo cam 22-23 de grade, să mai încălzești ceva. Și atunci să nu am eu probleme cu molea, cu găselnița, îi mai las acolo, fie apărați de către albine. Cam atât pentru astăzi. O zi bună vă spun la toți, spor la treabă, la cei care mai au de treabă pe la stupi.